să te întărească și vrea să te sfătuiască în vremea aceasta, să-ți păstrezi cugetul curat. Și iată, zice Domnul, calul m-a vortos din emegen, faldo da malu clai merto de emegen, ca în urma ascultării de cuvântul lui să poți primi și așa este cu dreptul, pentru că și mulți s-au pornit pe drumul acesta, mulți s-au pornit pe cărarea aceasta, dar dacă nu vedea, dacă nu asculta, dacă el nu s-a răstignit eu, și iată, acela e o drăsnit, și iată, le-a dus de multe ori pierzarea, tu, popor, care iată mă chem, eu mă prezint în mijlocul tău, dar dacă tu vei asculta de mine, vei reuși, vei dărui și te voi ajuta și vei sta cu mine la masă. Dar până atunci, iată, îți văd multe lucruri care trebuie să le faci, să și împlinitor al cuvântului și mai mult ca împlinitor, ascultător de cuvânt, zice Domnul, că și orice jertfă mi-ai aduce, eu n-am nevoie, pentru că și pentru mine, zice Domnul, strigă popoare când sunt în necaz, dar eu vreau ascultare. Și iată, zice Domnul, tu de mine vei asculta, suveldo grandora zamania cartea, într-o zi aceea carte se va deschide și numele tău e acolo scris, dar depinde de tine ce faci astăzi. Pe drumul acesta, zice Domnul, ți-am lăsat să alegi, dacă ai ales, continue, dacă nu poți, strigă-mă, căci vreau să te ajut, vreau să-ți dau puteri noi, zice Domnul, de a continua lupta, pentru că și vreau, vreau ca lupta să nu fie canadus de rebelul tot agar, să și cu lupta în felul acesta să și răbit și chiar lovit, pentru că vrășmașul ar căuta lucruri de felul acesta și numai de felul acesta caută să lovească și să facă dezbinări. Dar eu sunt Domnul, zice Dumnezeu, și dacă veți uni în Duhul, în dragostea în care, iată, am lăsat-o, pentru că eu sunt dragoste și dragostea mea pătrunde până acolo, că și ea strânge și unește. Și vreau să mă uniți și voi în sara aceasta, că și vreau să plec unele reni, zice Domnul, care forme de gatura memen, care încă dor, dar eu sunt acela care voi lega rana și vei zice cu adevărat că și Domnul făcut, Domnul vorbit și Domnul omplinit. Iisus este Domnul și Iisus a coborât în trup. Amin.